Salutare și bine v-am regăsit la un... nu e un episod, bă. M-am gândit, bă, să vă povestesc, bă, ce-am pățit, mă, probabil. Am vrut să încep cumva videoclipul dintr-un unghi, așa, să nu vedeți că sunt pușcărie, știți? Dar n-am găsit unghi perfect, ia, ceva în genul așa. A, mă rog, mi-am remodelat camera, nu mă lasă ăștia să ies, mă, 5800 de secunde. 5857 de secunde, ai de capul meu. Deci să vă spun ce s-a întâmplat, m-am gândit inițial să nu fac videoclipul ăsta pentru că probabil nu o să fie prea amuzant, dar totuși să știți și voi, mă, că și polițiștii ajung la pârnaie, mă. O să fie mai ciudat pentru săracii ăștia de aici, că le arată numele meu cu albastru, știți? Mă rog, deci înainte să fac videoclip, oricum m-am interesat să văd dacă nu au FV sau ceva, dacă public că am fost băgat în agere, dar nu-i nicio problemă din câte am eu și răspuns, unde naiba era, aici. Kropr. Deci să vă spun cum s-a întâmplat, eu eram liniștit aseară când să fac raportul ca tot omul. Aveam, cred că vreo 30 de puncte în momentul... Nu știu, momentul ăla, în puii mei. Era un tip cu monster, dar cu FBI. Da, am zis eu ce naiba, tipul ăsta tot călca mașini pe acolo, mă enerva. Eu am dat din un stâlp și mi-a luat foc mașina și atunci am zis, păi dacă mor, apoi să nu mor, si. Și am intrat în tipul cu monster truck-ul de la FBI, bă. Era rank 3 FBI, ceva cu bă, am zis, da, bine, lasă de lemă asta, o să ia ca pe o glumă. Nu o luată ca pe o glumă, era admin. Bă, da, tot... Oricum îi strec cunoscătorul meu, atunci aveam 30 de puncte când am explodat și mi-a dat agerul numai după vreo o oră, mă, deci am reușit să termin raport, am avut 5-7 de puncte în total și cred că sunt vreo 5-2 bune. Bă, deci nu i-au făcut nici săptămâna asta, acum nu știu dacă i-au făcut sau nu, că mi-a făcut unul post, că l-am omorât după ce am dat 3 somații. Numai ce-i drept, nu tare au avut timp să se predea, numai eu eram pe acolo ceva genul, bă, mă împușcă Pratinus, să fugeam pe acolo în cercuri, eu tras Pratinusul după mine și m-am împușcat. Mă rog, nu mă omor, eu între timp l-omoram pe ăla sărac cu 3 somații, oricum cred că au avut destul timp, abar n-am ce să zică X-Touch, căci ăsta e liderul actual, dar e bine, uitați ce faine sunt gratile astea printre zăbrele. Oh, da, patul ăsta, oi, are 6 șuruburi dacă puteți observa, nu am o armă ca să pun așa cu ținta să vedeți mai ca lumea, dar uitați acolo, 6 șuruburi. O chestie. E ceva genul piș și bei sau bei și piș. Nu știu, ceva automat aici. Hai să vedem dacă funcționează. Sper că am voie să fac asta dacă sunt polițist. Parcă nu aveam voie pe mașinile copiilor și chestii, dar... o să stau aici mult, mult timp. Bine, vă mersi că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut povestea. Dar să văd. Dacă e online, mă, nu e online, mă. Mamă, Dennis, nouă șobie, dar... Ai, e mine, mă. Dennis 98. Cred că n-am scris eu corect, cu Y, da, e cu Y. Ăsta e FBI rank 3, mă. Vezi ce bun am fost cum m-a explodat eu în el, bă. Ala, las că e bine, că mi-a dat agil când o trebuie. Acum o să stau aici... mult și bine. 2 ore, ci că trebuie să stau. Viața mea n-a fost în agil, nu știu ce înseamnă. În 5 minute să deschizi și port, ceva ceva, nu știu, o să alerg cu băieții. La dușuri, o să fie... grozav. O să fie extraordinar. Salutare, bă!